Două vipere au fost semnalate în județul Mehedinți în luna iunie. Una dintre ele se afla în parcarea unei pensiuni din localitatea Ieșenița. Alta se ascundea la motorul unei mașini. Zilele trecute, jandarmii au intervenit în urma unui apel la 112 prin care s-a semnalat prezența unei vipere cu cor în apropierea unei pensiuni din comuna Ieșelnița, județul Mehedinți, transmite jandarmeria Mehedinți. La adresa indicată, jandarmii au constatat că în parcarea din proximitatea unei pensiuni se afla o viperă cu corn. Ținând cont că poate reprezenta un pericol pentru persoanele din zonă, jandarmii au ridicat vipera cu ajutorul unui dispozitiv special și au eliberat-o ulterior în mediul natural departe de drumurile și tranșeele din zonă, adaugă jandarmii. Un alt apel la 112 a direcționat un echipaj de jandarmerie pentru înlăturarea pericolului provocat de șerpi. Astfel, jandarmii au intervenit pentru îndepărtarea unei vipere aflate la motorul unei mașini parcate pe o stradă din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Pentru îndepărtarea reptilei a fost necesară ridicarea mașinii pe un elevator la un servis auto din apropiere. Intervenția s-a desfășurat fără probleme, iar vipera a fost eliberată în habitatul natural, spun jandarmii.